27 aprilie 2024, Ziua Mondială a Qigong și Tai Chi. Un proverb chinezesc spune: o călătorie de 1000 de mile începe cu un singur pas. Începeți să practicați Qigong și să bateți la ușa sănătății și longevității. În fiecare an, începând cu anul 1999, în ultima sâmbătă a lunii aprilie, se serbează Ziua Mondială a Tai Chi și Qigong în peste 60 de țări. Evenimentul este creat pentru a oferi publicului larg, în mod gratuit, demonstrații și practică gratuită. Scopul acestei zile este să se ofere publicului informații despre beneficiile Qigong și Tai Chi în afaceri, educație, reabilitare din punct de vedere a sănătății. De asemenea, oferă o idee globală asupra colaborării mondiale în privința sănătății și însănătoșirii, trecând peste granițele geopolitice dintre state. Ziua Mondială a Tai Chi și Qigong a fost recunoscută de către Organizația Mondială a Sănătății ca element al acțiunii Mișcare pentru Sănătate și a fost declarată și recunoscută oficial de multe orașe ale lumii. Serbez și eu această zi dăruindu-vă un video cu o introducere despre importanța inimii și un exercițiu Qigong pentru sănătatea inimii. Inima atrage lumină, dar și radiază lumină. În 1997 s-a făcut un studiu denumit Lumina vizibilă din inimă cu meditația pe ritmul inimii de către Universitatea din Kassel, din Witzenhausen, Germania. Studiul realizat de cercetători a arătat că, în timp ce zona pieptului unui om obișnuit emite doar 20 de fotoni de lumină pe secundă, cineva care meditează asupra centrului inimii și trimite iubire și lumină celorlalți emite 100.000 de fotoni pe secundă. Asta înseamnă de 5.000 de ori mai mult decât emite omul obișnuit. Numeroase studii au arătat, de asemenea, că atunci când acești fotoni sunt infuzați cu o intenție iubitoare și vindecătoare, frecvența și vibrația lor crește până la punctul în care pot schimba literalmente materia, pot vindeca boala și pot transforma evenimentele negative. Cu inima iubim, simțim, chiar gândim, dar cel mai important este că ea comunică cu alte inimi. Inima păstrează amintiri, depozitează informații și, în mod continuu, cu fiecare bătaie, pulsează informațiile primite prin corp. Deci dacă avem emoții pozitive în inimă, ele circulă prin corp spre vindecarea corpului. Dacă avem emoții negative, și ele circulă, dar transportă boală către celelalte organe și, desigur, la un moment dat și inima se îmbolnăvește. Inima este mult mai mult decât ceea ce știința modernă înțelege și ne spune despre ea. Este și o pompă care pompează simfonia celulară, care este esența ființei umane și este un vortex magnetic și radiant și adevărata sursă de putere umană. Sunt oameni de știință care s-au preocupat de câmpul energetic al inimii. În această imagine vedeți câmpul energetic al inimii pământului, câmpul energetic al inimii noastre când suntem plini de iubire și inima galactică. În cazul în care avem frică, câmpul energetic al inimii noastre se diminuează foarte mult. Dacă suntem plini de iubire, câmpul energetic al inimii noastre prinde în el întreaga ființă umană, întregul corp fizic. În medicina tradițională chinezească, inima este văzută din următoarele perspective. Meridianul inimii are activitatea maximă ziua între orele 11 și 13. Inima guvernează sângele, este responsabilă pentru circulația sângelui. Este responsabilă de pomparea sângelui în corp și de reglarea fluxului sanguin. Inima este locul în care locuiește spiritul, Shen, adăpostește mintea. Este responsabilă pentru bucurie, fericire și apreciere. Limba este deschiderea inimii la exterior. Se manifestă prin strălucirea și culoarea tenului care se reflectă pe față. Expresia limbajului și senzația de gust depind de funcționarea normală a inimii. Controlează transpirația. În teoria celor 5 elemente, inima ține de elementul foc. Ea este asociată cu intestinul subțire. Inima este susținută de dragoste, fericire, apreciere. Inima are o relație specială cu ficatul pentru că elementul lemn generează elementul foc.
Cu inima iubim, simțim, chiar gândim, dar cel mai important este că ea comunică cu alte inimi. Inima radiază lumină, este adevărata sursă de putere umană. Haideți să avem grijă ce aducem în inimile noastre. Haideți să vedeți ce exercițiu v-am pregătit. Practicăm un alt exercițiu care are mai multe efecte. Are efect și asupra acestei umflături care se numește marea vertebră de la spate. Și sper că aveți articulațiile umerilor bune și puteți să practicați acest exercițiu. Deci exercițiul lucrează asupra inimii, asupra spatelui, pentru că la un moment dat apare la spate aici, la marea vertebră, așa o umflăturică și în felul acesta îi facem un masaj ca să dispară, pentru că conform Qigong este o acumulare de energie stătută acolo și deci lucrăm și asupra umerilor. Pornim din această, întâi am să vă arăt, din această poziție cu pumnii ușor strânși și depărtăm, inspirăm și duceți cât puteți de pe spate și apoi expirați pe nas. Dar mâinile le duceți să fie unghiuri de 90 de grade. Deci antebrațul cu brațul formează 90 de grade, brațul cu corpul formează 90 de grade. Nu le lăsați mai jos pentru că are alt efect exercițiu. Deci trebuie la nivelul umerilor ducem și în felul acesta exersăm. O să practicăm de 36 de ori. Deci ducem întâi în față. Începem. Ne oprim. Aveți grijă că aici trebuie să uniți. Deci este o comprimare. Practic eu lucrez pe, puteți să-i spuneți chakra inimii, în Qigong îi spune Jun Dan Qian, este centrul energetic al inimii și eu comprim, după care destind și când destind trag de Jun Dan Qian și îl deschid. Deci, mișcarea corectă este așa. Deci nu mă duc cu mâinile doar așa, pentru că nu este completă. A fost greu? Simțiți inima, simțiți creierul, ce simțiți în ca urmare a exercițiului? Dacă este greu și vreți să practicați, înseamnă că mușchiul inimii are nevoie de antrenament. Începeți câte o dată, de două ori, de trei ori, progresiv. Da? Corpul este perpendicular pe sol, este cu spatele relaxat. Practicați cât puteți cu intenția de a apropia coatele. În Qigong, intenția contează foarte mult și la un moment dat vine de la sine. Da, am spus că este, acest exercițiu este pentru inimă, nu este pentru unele persoane, nu este foarte ușor, pentru că sunt persoane care au probleme cu umerii și nu pot să ducă umărul în spate, dar în momentul în care eu duc umărul în spate, omoplații în spate se unesc și lucrează pe un punct care este diametral opus centrului energetic al inimii și acel punct se deschide.